Vă salut, prieteni! Astăzi pregătim o nouă rețetă. Rață la cuptor cu legume. Avem aici două rațe. Sare, ierburi aromatice, cimbru, rozmarin și oregano, ulei de măsline, boia dulce, piper și miere de albine. Deci, să începem.
Adăugăm puțină apă. Puțin ulei. Și băgăm tava în cuptor la 210 grade pentru 20 de minute. Acum vom pregăti sosul, sosul cu care vom unge rațele după cele 20 de minute de stat la cuptor. Două lingurițe cu miere. Ulei. Ierburile aromatice. Sare. Boia dulce și piper. Și mai adăugăm zeamă de la o portocală.
Acum băgăm din nou tava în cuptor la 160 de grade pentru o oră și jumătate. Poftă bună, iubire! Mulțumesc, la fel! Ia să vedem ce mâncăți aici, iubire! Pe cald, foarte cald! Și foarte bună, e fragedă și e condimentat exact cum trebuie. Nici mai mult nu merge.